Una din cele mai mari piedici în calea dragostei lui Dumnezeu este că ni se pare că nu ne place natura noastră omenească. Dar trebuie să ajungem să vedem cât de mult ne iubește Dumnezeu așa cum suntem. Când copilul tău este plin de noroi, după ce s-a jucat în lumina din spate, îl ridici, îl cureți și îl speri. Ai o vestiune plină de noroi, nu față de copil. Da, ai păcătuit, ai sfâșiat prin aceasta inima lui Dumnezeu, dar ești în continuare în centrul afecțiunii lui, ești la lumina ochilor lui. Noi spunem că l-am găsit pe Dumnezeu, dar adevărul este că El ne-a căutat pe noi foarte multă vreme. Mulți copii, mai ales băieți, nu au avut parte de manifestările fizice ale afecțiunii datorită fraților lor. Lor este s-a spus adesea, nu plânge, băieții nu plâng. Iisus nu procedează așa. El simte durerile noastre interioare mai profund decât noi, iar pasiunea și înțelegerea